invitații lui Sebe și Karen au vorbit despre tentativa eșuată de lovitură de stat. Părerea mea e că un atac pe front atât de larg denotă că regimul vrea o schimbare. Ipoteza mea că schimbarea aceasta nu e de bun augur pentru tradițiile democratice ale Turciei și pentru poziționarea Turciei în raport cu Uniunea Europeană, cu lumea de care și noi ținem. Și fostul premier al României, Adrian Năstase, și-a exprimat telefonic punctul de vedere despre acest subiect. Perspectiva, după părerea mea, este aceea a unei autoizolări pentru reglare de conturi în săptămânile și lunile următoare, sperând ca după aceea lucrurile să revină eventual la o normalitate a relațiilor politice. Președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Dana Gârbovan, a abordat subiectul pedepsei cu moartea cerută de președintele Erdogan. The people now have the opinion after so many terrorist incidents that these terrorists should be killed. That's what the people think. Why should I keep them and feed them in prisons for years to come? That's what the people say. Poporul vrea. Nu este suficient, mai trebuie ca și legea să permită acest lucru. Ori Turcia este partea unei convenții care interzice pedeapsa cu moartea și a asumat această obligație singură și este obligat să o respecte. Emisiunea poate fi revăzută integral pe canalul de YouTube al TVR Cluj.